fi învingător. Mozart Bet. Prieteni, am revenit în lumea a treia a fotbalului. Tocmai am retrogradat în Liga C din Liga Națiunilor. Vom da acolo peste naționale precum Gibraltar, Insulele Feroe, Lituania, Cipru, Luxemburg, adică numai forțe dintre acestea nemai întâlnite pentru noi. Până la emoțiile pe care le vom trăi cu aceste echipe, trebuie să vedem dacă cineva din federație își asumă o nouă rușine națională, chiar dacă am câștigat în această seară cu 4-1 fața Bosniei și Herțegovinei. Naționala noastră s-a dus în Liga C, adică a retrogradat din Liga B în Liga C. Suntem cu un pas mai jos decât am fost până acum. Vom vedea dacă șeful comisiei tehnice, care este obișnuit doar să coordoneze în stilul caracteristic, va avea curajul să spună ce s-a întâmplat, de ce am retrogradat. Sună ciudat cuvântul acesta, dar am retrogradat după un meci bun făcut de naționala noastră. Probabil vom vedea declarațiile acelea celebre, că deja avem un viitor strălucit, dar probabil oamenii nu își vor da seama prea curând că am câștigat împotriva unei Bosnii B, ca să spunem așa, unde probabil ar fi dat gol și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române. Comentăm acest rezultat de 4-1 dintre România și Bosnia-Herțegovina cu Robert Panduru, antrenor secund și preparator fizic, și jurnalistul Daniel Lazare, jurnalist ProSport. Domnul Panduru, un rezultat bun, un meci frumos făcut de-ai noștri, dar ce folos? Da, ce să zic, cred că ai spus tu destule lucruri. Îmi pare rău, am făcut un meci bun. Eu zic că n-a depins de noi, pentru că a câștigat Finlanda și atunci nu stăteam. Dar întotdeauna am fost învățat să stăm la mâna altora, dacă mi-amintesc așa bine. Pentru că, scuzați-mă că vă trageți, pentru că și Ghiocelul atunci când stă la plecat, stă la mâna... De fapt, la vremea care este afară. Dacă plouă, iese ghiocelul, vine primăvara și așa mai departe. Așa și noi suntem niște mici ghiocei care vom rămâne doar cu capul plecat. Da, clar. Poate că lucrurile nu sunt făcute cum trebuie. Poate că ne merităm exact ce ai spus și tu, că, virgulă, câteodată ce sădești, aia culegi. Vorba logică, vrei să ai pepeni frumoși, pui în pământ răsat de pepeni, nu pui răsat de castraveți. Da. Atunci ne merităm soarta, poate că așa a vrut Dumnezeu să jucăm în Liga 3-a cu această țară minunată. Cred că trebuie să le dea gândit oamenilor care conduc acest fotbal, eu zic că un sport foarte frumos, cum și alte sporturi sunt frumoase, vorbind despre fotbal, că acum vorbim despre lucrul ăsta. Sper să se trezească, sper să înțeleagă că trebuie să facă lucruri, nu neapărat pentru noi, pentru că noi avem o vârstă, nu mai suntem tineri, măcar pentru copiii noștri, pentru copiii tineri, să poată să facă o infrastructură foarte bună, unde copiii să vină să se pregătească, să nu mai plătească pe un anumit teren sintetic să facă un antrenament, și multe, multe, multe alte lucruri. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct ca noi să redevenim sau să ajungem la un nivel mult mai bun. Și poate încă un lucru pe care l-aș adăuga pe lista dumneavoastră, poate ar trebui să nu se mai dea licențe de antrenori pentru orice șchiop care vrea să ducă, să-și depună o hârtie, să devină antrenor și îl devine antrenor și n-are nicio treabă cu fotbalul. Asta legat de copii și juniori, unde antrenează absolut cine vrea și cine nu vrea acolo. Eu am văzut la diferite cluburi cum n-am nimic cu un șofer de taxi sau un instalator să vină, să-și dea salopeta jos și să meargă să facă un antrenament cu copiii. Până la urmă, nu știu dacă este de vină omul acela care vine să facă un antrenament cu acei copii. Poate că și părinții, unde duc copiii ăia și văd că acel om se dă jos de undeva sau schimbă ceva de pe el și merge să facă antrenament cu copilul respectiv, să mai și plătească o cotizație care, din ce știu eu, Daniel, cotizația este destul de mare prin București. 300 de lei, 400 de lei. Da, dar vă spun eu că
părinții, în general, ei își aduc copiii acolo pentru 2 ore, o oră și jumătate. Pentru unii este un fel de relaxare, pentru alții poate alții se gândesc la performanță, dar ei nu se gândesc ce antrenor este acolo, că nu toți antrenorii au nume. Și de aceea nu se gândesc, poate este taximetrist. Dar să fii antrenor la 21, 22 de ani, 23 de ani, păi când fotbal, când ai jucat, ca să poți exact să înveți copilul ăla cum să dă o pasă cu lată, cum să faci o preluare sau multe altele. Chiar vreau să spun că am o relație foarte bună cu domnul Lumânare de la MFB și am spus întotdeauna, sunt foarte multe școli de fotbal, foarte, foarte multe, iar noi nu scoate nimic. E o problemă. Eu i-am și spus dânsului, i-am spus, mi se pare normal ca orice sector să facă, nu știu, spun 5 echipe în care sectorul respectiv să pună la dispoziție la aceste 5 echipe un teren în care să pregătească, da? Iar primăria respectivă să aibă grijă de terenul respectiv, ca părinții să nu mai plătească și terenul acela, da, ca să facă un antrenament. Sunt 6 sectoare, da? Fiecare sector să aibă 5 echipe, da? Atunci, cu cât în astea 5 echipe trebuie să vină copiii cei mai buni. Degeaba avem 40 de echipe sau 50 sau 60 sau 100 de echipe, iar noi nu scoate nimic. Mai bine 5, da? Unde să intre copiii foarte buni, nu pe anumite lucruri, iar copiii să meargă mai departe, să facă ceva. Da. Cine este pentru muzică, este pentru muzică. Cine este pentru o altă meserie, să meargă acolo, da? Iar părinții să înțeleagă, să nu-și dorească ei foarte mult ca, virgulă, copiilor să ajungă fotbaliști. Apropo de alte meserii, trebuie să evidențiem în această seară jocul foarte bun făcut de Bancu, care a reușit 3 pase de gol. Bine, ultimul a fost un șut care a fost deviat. Am văzut că pe rețelele de socializare acum au înflorit craiovenii care laudă pe Bancu. Este foarte bine, dar ei, ca și în cazul Săpunarului, e o soi de zeificare. Adică, domne, Bancu e doar bun, nu poate să fie prost. A prins și el meciuri mai proaste. Într-adevăr, acum a făcut un meci foarte bun și îl felicităm pentru lucrul ăsta. Dar mă deranjează. Dar cu situația... Bosnia B, haide să stabilim, da, lucrul ăsta. Echipa a doua, dar nu contează. Că a intrat Zeko în partea a doua și s-a și văzut când a intrat că a făcut nu un pic diferența. Știi cum e? Când o să ne uităm pe statistică peste nu știu câți ani, nu o să mai țină nimeni. Știi ce o să rămână peste aia după asta? Că nu ne-am calificat, că am retrogradat, da? Că suntem în Liga a treia. Asta este problema. Hai să ne uităm la cele 6 meciuri și să vedem că noi am făcut 2 meciuri bune și unul. Dar dacă rămânem la aceste 2 meciuri de acum, sigur că e un pas înainte. Dar a fost mult prea târziu. Dar am făcut un meci bun cu Finlanda și am făcut un meci foarte bun astăzi. O victorie cu 4-1 în fața Bosniei e un rezultat bun. Dar noi am mai jucat 4 meciuri în iunie, când au fost acele meciuri unul după altul, în care prestația a fost în unele meciuri penibilă, mai ales la meciul cu Bosnia din deplasare, a fost cel mai slab joc al echipei naționale. Dacă facem o medie, să vedem pe unde suntem, suntem sub linie. Iar faptul că noi retrogradăm este un efect și, așa cum a spus și Robert, acolo suntem. Noi nu suntem mai buni nici ca Bosnia, nici ca Muntenegru și nici ca Finlanda, din ce am arătat. Sigur, finlandezilor le-am luat 4 puncte din 6, dar uite, ei au rămas în grupa asta, noi retrogradăm. Poate că e mai bine că retrogradăm, hai să avem acum o motivație să promovăm din Liga 3-a în Liga a 2-a, dar cred că și acolo o să întâlnim echipe care ne vor pune probleme. Ești sigur că nu vom avea emoții cu Gibraltar și cu Insula Ionică? Nu știu cu cine vom cădea, s-ar putea să cădem cu Bulgaria, s-ar putea să cădem cu Gibraltar, nu știm în momentul de față. Dar dacă vom juca cu Bulgaria, poate avem ambiția asta să le demonstrăm vecinilor noștri de la sud de Dunăre că suntem mai buni ca ei. Păi uite, hai să spun ce înseamnă faptul că am retrogradat. Așa, ce echipele 4. Care sunt acolo? Deci, fiind, locul 4 înseamnă retrogradare, da? Asta în primul rând. Întâlnim echipele pe care le-am, putem întâlni echipele pe care le-am menționat mai devreme. Nu mai avem șanse să ajungem la barajul pentru european, da, prin Liga clar. Națiunilor, da. Fiind cel mai important obiectiv pe care le aveam în momentul acesta. Și rămânem în urna a treia pentru tragerea sorții a preliminarilor campionatului european, astfel că va trebui să trecem peste cel puțin 2 echipe mai puternice. Știi ce înseamnă că suntem în urna a treia? Sunt 4 urne, dacă nu mă înșel. 6 urne, da? 6. Revenim la discuția cu tine, pentru că l-avem prin telefon pe domnul Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, pe vremea când ne mai calificam și nu retrogradam pentru că nu exista competiția asta. Bună seara, domnul Dragomir! Bună seara, domnilor! Domnul Dragomir, un meci frumos, știu sigur că veți spune asta, dar am retrogradat, asta este important. O
operație reușită, pacientul mort. Se întâmplă cam des la noi. Bă, oameni buni, nu antrenorul este vinovat în situația asta, să știi că asta e valoarea. Nu valoarea de 4-1, că bosniacii au venit cu un sfert din echipă cu rezervele. Da. Dar eu vă spun că în afară de Bancu, care este jucător de competiție mare, de competiție înaltă, poate și Olaru, care are capacitate de efort, dar nu știe bine jocul ăsta, nu avem jucători de clasă mare. Și asta este înspăimântător. În ultimii 5-6 ani să nu crească niciun jucător de mare valoare. Asta este înspăimântător. Problema știți? Este și în atac, acolo unde stăm, în Ali Bek și în George Pușcaș. George Pușcaș trebuie să învețe jocul ăsta bine. A mai avut de două ori să dea pase de gol. Dacă în Finlanda pasa unde trebuie, acum eram calificați. Da, mă rog. Asta este. Da, cu toate astea, astăzi a dat două goluri de pe bancă, a venit. V-am spus, operație reușită, pacientul mort. Și ce, Frecție cu Diana la un picior de lemn. Ce de făcut domnul Dragomir acum? E clar, am retrogradat. Ce facem în Liga C din Liga Națiunilor? Nu, asta e important. Important este că din toate echipele de juniori, de la Under 16 până la Under 21 până la 21, n-am câștigat niciun joc. Eu l-am văzut majoritatea. Am fost și l-am văzut meciurile care s-au desfășurat aici în București. Da. Sunt jucători care nu pot fugi, așa ca și la echipa națională. Numai câțiva pot să fugă. Și prin alergare maximă mai scoți din deficiențele problemelor tehnice și tactice. Înțelegeți? Dacă poți să fugi, uitați-vă la Bancu. Bancu are o capacitate de efort, ăștia din comun cu asta suplinește. Și are și știința jocului pe faza de atac. Pe faza de apărare mai puțin, dar poate să învețe că încă mai poate să învețe. O să înveți până la 30 de ani ușor, până la... Domnul Dragomir, 35. Dacă copiii ăștia nu știu să alerge, ce caută acolo? Adică cum ajung ei să fie la lotul național? Că ești la lotul național, nu ești în curtea școlii. Uite, m-am uitat la Rada Flavescu, care este unul dintre cele mai mari talente ale acestei generații. Da. 30 de minute poate să joace. De ce? 35 maxim. De ce? Pregătire fizică deficitară. Afară de asta, el nu joacă de 4-5 etape decât 10-15 minute, stat pe bancă. Nu poate, încă o dată, nu poate să joace stând pe bancă. Nu poți să fii valoros stând pe bancă. Să joci, trebuie să joci și la divizia B, la divizia C, dar să joci, mergi de mers, să ai tonusul muscular. Și să știi de la mine că echipa națională nu are nicio știință a jocului. Joacă fiecare ce știe. După ce știe. Nu, la pițurcă trebuia să ai o partitură și trebuia să joci după partitura respectivă. Aici am văzut că nu există nicio partitură la nicio echipă, nici de junior, nici de asta. Și atunci nu este de vină antrenorul, domnul Dragomir, dacă spuneți că fiecare jucător joacă după ce știe. Nu, n-are timp. N-are timp. Iordănescu n-a avut timp să-și pregătească echipa. În două zile, mai ales cu jucători deficitari, și din punct de vedere fizic și din punct de vedere tehnic, e greu să înveți o partitură, să știi. Ce facem acum, domnul Dragomir? Îl păstrăm pe Edi Iordănescu? Îl păstrăm pentru că n-avem un înlocuitor? Sau pur și simplu trebuie să-l păstrăm? După părerea mea, obligatoriu trebuie păstrat. El știe deficiențele acum, a tras o concluzie, poate să-și facă, pentru că 4-5 jucători din această echipă pot fi titulari ori n-ai alții mai buni. Și văd că se poate să găsim și un mijlocaș din fața fundașilor centrali. Așa cum a fost schimbarea făcută cu Marin
și a dat satisfacție, chiar dacă puștul ăsta în Anglia n-a jucat și stă și ăsta de vreo 2 ani pe Tușev. Apropo l-a de... L-a revitalizat Hagi, da. Cred că asta e, în viitor, cred că asta e soluția pentru mijlocaș în fața fundașului central. Apropo de jucători revitalizați, Denis Alibek, cum v-a plăcut? 31 de ani, a ajuns la 31 de ani între timp. Nu, astăzi nu mi-a plăcut. Meciul din Finlanda l-a făcut bunicel, dar astăzi nu mi-a plăcut deloc astăzi. Credeți că mai poate prinde un transfer la o echipă mai importantă decât Farul? Nu. Părerea mea este că singurul jucător la această oră, deci singurul, rețineți, din toată echipa națională, care poate să prindă un transfer la o echipă bună, e numai Bancu. Bancu? Da. Domnul Dragomir, ne surprindeți pe toți în momentul acesta. Dar Bancu ca mijlocaș sau ca fundaș? Bancu ca fundaș. Rețineți ce vă spun. Este singurul om care Bancu spune asta. Da, Bancu ca fundaș a dat 3 pase de gol din care s-au dat 3 goluri. Da, da, exact cum spune și invitatul nostru, domnul Robert Panduru, a evidențiat foarte bine. A dat cele 3 pase de gol din poziția de mijlocaș. Domnule, încă o dată. A dat din poziția de fundaș. Pentru că el a jucat fundaș până l-a schimbat Camora. Da. Hai să fim, ce dracu, noi ne-am uitat la meci. Cât? Afară de asta, a greșit în Finlanda la gol, că a alunecat acolo. Dar tot el a dat pasa de gol. Țineți minte? Da, asta așa este. Sunt jucători de inteligenți care știe bine jocul, este Bancu. Apropo de... Că face gafe în apărare? Păi, fraților... Apropo de Bancu, la cât credeți că ar putea fi cotat... Ați surprins pe toată lumea acum când a spus că el ar fi singurul produs de export. La această oră este singurul produs de export. Ce l-am văzut eu în cele 2 jocuri. Și cam câți bani ar putea încasa Craiova? Nu știu, noi dau un preț. Dumneavoastră vă pricepeți la bani, domnul Dragomir, de-aia vă întreb. Poate să fie vândut și cu 2 milioane, poate să fie vândut și cu 5. Poate să fie vândut, sigur că da. Dar e jucător care poate să joace la echipe de suprastructura Europei. Domnule Dragomir, iar au fost incidente în tribună, aceiași fani nemulțumiți la echipa națională care au protestat împotriva federației. Domnule, dacă nu iau măsuri împotriva lor, se va ajunge să nimeni nu ne mai dea voie să jucăm în România. O să vedeți. Vă referiți să se ia măsuri împotriva celor care fac, care aruncă cu tot felul de chestii, nu împotriva celor care scandează? Nu, împotriva federației. Cel care vine cu materiale pirotehnice și n-are voie să arunce, păi așa poți să te manifesti, că nu te oprește nimeni, dar să nu arunci cu ceva acolo, să nu ai manifestări xenofobe. Asta cere UEFA. Dar trebuie respectate regulamentele, nu cere nimeni să faci ceva în plus. Ați văzut că Răzvan Burneanu a fost comparat cu Ceaușescu. A fost comparat. Era să zic așa, mi-e rușine. Răzvan Burneanu este nimeni, măi, Păi cum adică? Un nimeni conduce federație de 8 ani, domnul Burneanu? Mai mult dacă a avut pile și a venit pe pile acolo, nu l-a... Ce a venit pe valoare. Și pilele astea cât să mai ține, domnul Dragomir? Ține, domnule, la români ține, pilele țin la români. Dacă ai rezultate, te bagă la pușcărie, nu vezi? Da, sperăm totuși să avem și noi. Încă o întrebare mai la dumneavoastră. Probabil ați auzit că pe timpul meciului s-a scandat de multe ori rapid. Și la un moment dat chiar s-a scandat numele lui Cristi Săpunaru. Credeți că Săpunaru ar putea fi o variantă, e ciudat să spunem acum, de viitor pentru națională, dar o variantă de viitorul apropiat, să zicem? Nu. El este un fotbalist foarte bun pentru Rapid. Echipa națională nu se mai poate baza nici pe Săpunaru, nici pe alții care sunt o vârstă depășit de 35 de ani. În momentul când ai depășit 35-36 de ani, bătrânețea nu iartă pe nimeni. Dar el a fost un om serios, un fotbalist valoros. Trebuie respectat, sigur că da.
Bun, și de Ungaria ce spuneți, care a terminat pe locul 2 într-o grupă infernală? Pentru că sunt condițiile pe care le-a creat Orban de ani de zile în Ungaria. Și se văd acum. Noi de 30 de ani n-am făcut nimic pentru fotbalul românesc. Nimic. Am făcut câteva stadioane datorită lui Mircea Sandu, care a adus fotbalul european aici și a fost obligat să facem cele patru terenuri. Da. Atât. Restul, zero tăiat. N-au făcut nimic. Și au mai fost câțiva primari care au ținut fotbalul românesc, când acum a fost Olguța Vasilescu, la care a făcut stadion și echipe, cum este de la Voluntari, care ține echipa de ani de zile. Văd că acum și primarul de la Arad, acum e lege. Eu nu înțeleg primarii de ce nu dau ajutor. Nu înțeleg de ce primarul de la 2 nu ajută Dinamo. Nu înțeleg că are posibilități financiare legale, reține ce vă spun. Are voie 5% să dea la sport. 5% de la un oraș, de exemplu, cum este Ploieștiul sau cum este Timișoara. E enorm, poți să ții echipe de Champions League. Dar puteți înțelege de ce Ministerul Apărării Naționale nu lasă FCSB-ul să joace pe Ghencea, pe stadionul Steaua, în condițiile în care acest club, ok, este într-o problemă cu MAPN-ul pentru niște bani pe care nu i-ar fi dat în trecut, dar dacă ar plăti înainte banii, ar fi o problemă să joace acolo FCSB-ul? Adică... Nu, domnule, este o tâmpenie. FCSB-ul este Steaua. Să mai căutați toți să acoperiți această treabă. Este treaba, 100%. Ce Dumnezeu? Păi Becalice a cumpărat FCSB-ul, a dat bani pe FCSB, Pițurcă și Cătușa au fost antenori la FCSB. Se duceau ăștia la FCSB antenori, s-au dus la Steaua. E normal. Da, dar... Ce acum? O falsificăm, ne luăm după... Știți că și dumneavoastră a spus la un moment dat... Apar, n-au. Și dumneavoastră a spus la un moment dat că l-ați ajutat pe Gigi Becali pentru ceva. Păi bineînțeles, l-am ajutat să ia de la Păunescu, dar Păunescu a cumpărat Steaua, rețineți, și a salvat Steaua, că se desfința atunci. Dacă nu la Păunescu, se desfința. Da, dar în 2003 Păunescu a făcut un proces de predare-primire către CSA prin care a dat stadionul și tot ce se afla în interiorul lui. Nu, dragul meu, el care a făcut procesul verbal a fost un prostovan. N-a știut, nu au știut să facă hârtire și Talpan a găsit, dar Steaua adevărată, păi, pe ce a dat banii, bilioane Becali? Da, aici nu pe ce a jucat în cupele europene Becali? Nu pe titulatura Steaua sau tu ești tânăr, n-ai prins asta? am prins din fericire, am prins atunci, ultima perioadă frumoasă de la Steaua. Păi atunci... Restul este o falsitate totală, bă, frate. Da, asta este, eu nu mă bag în... Și mai este încă o chestie de care se leagă suporterii CSA și cu asta o să vă lăsăm. Suporterii celorlalți CSA se leagă de faptul că federația n-ar fi anunțat UEFA și UEFA de aceea arogă Cupa Campionilor din 86 celor de la FCSB. Nu. UEFA are dreptate, UEFA știe sigur. Dar nu trebuie să acuzați suporterii. Suporterii sunt suporteri, domnule, ei ai dreptate, n-ai dreptate, dacă suporterul ține cu tine și te iubește, joci prost, nu joci prost, el tot cu tine. Asta e suporterul adevărat. Dar sunt unii care au depășit total bunul simț, nu numai bunul simț, ci legile țării. Nu există, noi suntem o țară, afară suntem catalogați ca sălbatici. După manifestațiile produse în interiorul stadionului. Nimeni nu mai folosește decât foarte puțin în zona fostei Iugoslavii, mai folosește câte o fumigenă. Restul, nicăieri în această lume, nu în această Europă. Cum ai dat cu... scoate toată tribuna afară. Cred că mai este pe undeva, prin Argentina, prin părțile alea, Brazilia. Nu, gata, s-au scos și de acolo. FIFA a interzis. Da. Uitați-vă cât de curat este fotbalul argentinian acum.
Da. Ei, oricum este spectaculos și atunci când arunci cu torțe, dar nu un adversar sau un teren sau... Dragul meu, nu există. Torțele nu au ce să caute. Torțele, scaunele rupte. Asta da. Aruncat cu sticle, cu apă și așa mai departe. Astea sunt, comportamente de oameni sălbatici. Bun. Mulțumim, domnul Dragomir, și seară bună și să ne auzim când avem și rezultate mai bune. Sănătate să vă trăiască ascultătorii, privitorii, tot ce vreți voi. Numai bine. Doamne ajută. Sănătate. Da, înainte de a reveni la discuția din studio, haideți să-l ascultăm pe Mircea Lucescu, ce a declarat după victoria României în fața Bosniei și Herțegovinei cu 4-1. Au prins curaj prea târziu în grupa asta? Prea târziu. Pentru că până la 1-0 se vedea că echipa are nevoie de un gol. Bosniaci au dominat destul de categorii și puteau să marcheze. A marcat gol, parcă și-au dat drumul la joc, au avut încredere mai multă, au combinat, au creat ocazie, prima repriză trebuia să fie 3-0. Ar trebui să continue această muncă? Nu e totuși o competiție atât de importantă. Această competiție folosește toate echipele pentru jucătorii tineri și formarea unei echipe competitive pentru cupele europene, pentru campionatul european sau pentru campionatul mondial. Ar trebui să continue, Edi, această muncă începută? Da, sigur, ce să fac? Se voi ia de la capăt altul, deocamdată. E un rezultat promițător, un rezultat bun. Sigur, bosniecii erau deja câștigători de grupă, poate că nu aveau asemenea importanță, dar, dincolo de toate, echipa națională are nevoie de rezultate. Totuși terminăm pe ultimul loc. Ce vreți să facem? Mircea Lucescu despre eventuala înlocuirea lui Edi Iordănescu în Banca Naționalei. Și ProSport a alcătuit o listă a Federației pentru numirea noului selecționer dacă cumva Răzvan Burleanu îl va demite pe Edi Iordănescu, aflat la final de contract. Acum probabil se va discuta prelungirea acestui contract sau înlocuirea lui Edi Iordănescu și pe ProSport.ro găsiți câteva nume interesante. Dar până la a vorbi despre aceste nume vreau să întreb pe domnul Panduru dacă... L-am întrebat și înainte, dar acum deja știm sigur că suntem retrogradați. Edi Iordănescu înlocuit sau nu? Sau trebuie să continue proiectul ăsta, care pare totuși bun dacă ne uităm la ultimele două meciuri ca joc? Nu cred că sunt eu în măsură să vorbesc despre locuirea lui Edi sau nu. Dar federația trebuie să știe ce a făcut bun, ce n-a făcut bun. Edi trebuie să știe ce a făcut bun, ce n-a făcut bun și atunci... să pună la masă să discute și ce obiective li se trasează sau îi se trasează lui, decizia poate să o ia el. Am auzit lucruri frumoase despre el, este un antrenor tânăr și cred că merită o șansă, dar repet, nu sunt o măsură ca să decid eu sau și nu vreau să-mi dau cu părerea la lucrul acesta. O să-mi dau eu cu părerea, mă lași? Da, vreau să spun că a spus domnul Dragomir ceva interesant și sper să audă multă lume. A spus așa că unii dintre copii nu știu să alerge. Eu spun mai rău, nu știu să meargă. Copilul meu are la școală o singură oră de sport. Și asta pentru că avem în școală, iarăși o problemă foarte importantă de ordin național, avem în școală ore precum muzica. Bă, dacă eu n-am tare la muzică, de ce trebuie să fac o oraie de muzică? Avem desen. Deci, dacă eu nu știu să desen, de ce trebuie să fac desen? Hai să băgăm sport, hai să băgăm educație civică, educație financiară, dezvoltare... Public speaking. Exact. Adică sunt niște materii pe care ar trebui să le introducă ministerul sau oricine, cine trebuie să facă treaba asta, să ajute copilul ăla să gândească singur, nu să gândească pentru niște note pe care trebuie să le ia la un examen sau la o lucrare de control. Orele de sport, o oră pe săptămână, spuneați. Da, la școală. Știu, o oră pe săptămână. Înainte știu că erau competiții între școli, atât fotbal, cât și handbal, cât și basket. Acum nu mai există nicio competiție, nimic. Păi de unde copiii aia să ce? La mine, la copilul meu în clasă, sunt elevi, copii, atât fete cât și băieți, și au spus profesorului de sport, eu nu vreau să fac sportul. De ce? Nu vreau eu să-l fac. Aici mai intervine și o problemă, că aici intervine complicitatea părinților. Pentru că, asta spun din experiență proprie pe care am văzut și am trăit-o pe viu,
în liceu sau în școala generală, foarte, foarte mulți copii nu vor să mai facă sportul. Și te duc la doctorul de familie, dau 50 de lei, dau 50 de lei, 100 de lei, îi dau o hârtiuță prin care spun că nu e apt fizic. Și automat, ora aia de sport cu cine se mai ține? Cu unul nebun căruia îi place fotbalul, cu alt nebun căruia îi place handbalul și sunt 5-6 elevi din 20 ceva. Aici este o problemă care trebuie clar rezolvată cumva. Totuși, noi am reușit în acest sport sau în sporturile care sunt, am reușit cu chestia de a spune, trebuie să faci, pentru că e normal să faci lucrul ăsta. Cum participi la ora de română și la ora de matematică, că ai la sfârșit de a 8-a sau la sfârșit de a 12-a, ai un bac sau o trece de la 8-a la 9-a și dai un examen, așa ar trebui să fie și sport să spună, ai un examen cum făceam și noi. Aveam de 200, de 400, de 500, săritură la nisip, săritură la nu știu că. Adică lucruri care... Să dătea și bacalaureatul la sport. Da, aveai bacalaureat la sport. Nu la sport. Am dat bacalaureat la sport. Da, da. În 97. Așa era normal. Da. Dar revin și spun încă ceva ce spunea domnul Dragomir despre bancul. Nu trebuie să facem mai bancul ca făcut bancul și dânsul a spus că noi ne-am uitat la televizor. Nu, cred că ne-am uitat la televizor, iar din poziția de mijlocaș, bancul a avut acele două realizări cu centrările. Da? Nu putem să uităm că Rațiu a jucat foarte, foarte bine în zona respectivă. Stanciu, un capitan de echipă care astăzi a fost un om important la mijlocul terenului. Adică mai sunt jucători care s-au ridicat sau au făcut un meci foarte bun. Acum nu trebuie să spunem de Bancu. Bancu a jucat exact cum a zis Nani, a jucat un meci și restul nu prea. Hai să vedem, cum se spune, în clipa în care nu dăm numai un jucător meritul unui singur jucător. Haideți să vedem că au fost câțiva jucători și per total a fost și echipa destul de bună și a câștigat. Că am retrogradat și am ajuns în zona respectivă, a retrogradat și Dinamo în Liga a doua. De ce vorbim? Întorcându-mă puțin la discuția cu Edi Iordănescu și dacă merită în continuare să rămână, eu am o problemă de principiu și eu sunt de acord ca Edi Iordănescu să rămână, pentru că sunt adeptul ca antrenorii să stea cât mai mult timp la o echipă și să-și impună filozofia. Dar pe de altă parte, hai să ne punem în locul lui Cosmin Contra, să ne punem în locul lui Daum, să ne punem în locul lui Mirera 2. Ei n-au avut rezultate, a trebuit să plece. Da? Domnule, zice, spunea Mihai Stoichiță, domnule, nu și-au îndeplinit obiectivul. Da? Au trebuit să plece ca să vină altcineva. Păi acum, după același principiu, ar trebui să plece și Edi Iordănescu. Că nu și-a îndeplinit obiectivul, da? Bălănii s-a pus locul 1, el a ieșit pe locul 4 și a mers mai departe pe așa și Bălănii se gândește acum, bă, stai puțin că eu cred că am fost prost. Da, asta este... Da? Pentru că mie mi s-a impus locul 1, Edi Iordănescu a terminat pe 4, a retrogradat, dar rămâne în continuare. Eu i-aș întreba pe federal, domne, cu Bălănii, ce ați fi făcut acum? I-ați fi prelungit contractul sau l-ați fi dat afară? Cred că depinde cum vorbea Bălănii despre federal. Nu, dar nu există un principiu. Aici e vorba despre principiu. Domne, dacă toți până acum au plecat după ce nu și-au îndeplinit obiectivul, să plece și următorul, că nu contează că îl cheamă Edi Iordănescu. Putea să-l cheme Mihai Teja sau Toni Petre, că a venit acum la Chindia. N-are niciun fel de legătură. E vorba de principiu. La fel cum a fost cu Edi Iordănescu, în momentul în care a plecat de la CFR Cluj, a primit niște bani de spăgubire, când a plecat de la FCSB și trebuia să plătească niște bani, a zis că nu mai plătește. Păi de ce? Este incorrect față de competiție și față de ceilalți antrenori. Păi de ce mai punem clauzele alea dacă la unii luăm sau și la unii nu luăm? De ce mai punem clauzele la echipa națională dacă de la unii îi dăm afară iar pe alții îi păstrăm? Eu nu înțeleg chestiile astea. Da. Poate mi-explicați voi. Nu avem nicio explicație. Uite, suntem aproape de final și vreau să mai întreb pe domnul Panduru două lucruri. Astea legate de trecutul apropiat. Dacă ați fost vreodată martor la vreun blat sau ați știut vreodată de un vreun blat? Ca jucător sau ca jucător? Ca antrenor, ca jucător... Nu mă interesează, nu vreau să știu. Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că în 2021 am scris, chiar eu personal am scris, despre un jucător de la Gloria Buzău, Marius Ioniță se numește, care apărea pe propriile meciuri și că lua bătaie și că câștiga și că toate nenorocirile posibile. Vă mai aduceți aminte de caz? Da, a ajuns la comisia de disciplină, nu? A ajuns la comisia de disciplină, dar știți că joacă acum, nu? Știu că joacă, a revenit în Liga 3, dacă nu mă înșel. În Liga 3 la Râmnicu Săra, dacă nu mă înșel. Vă dați seama ce situație este în România dacă un jucător dovedit cu documente, cu
capturi, cu contul lui, cu numele lui, cu cardul lui băgat de salariu. Deci lua salariul de la Gloria Buzău și cu salariul l-a băgat la pariuri. Da. Și a fost cazul arbitrilor deghizați care au primit, tot pentru jocuri de pariuri, da? Care au primit amenzi de sute de mii de euro și au fost suspendați 2, 3 ani, 4 ani. E posibil să fi greșit. Voiam să-l întreb pe domnul Panduru cum a reacționat atunci Ilie Stan. Pentru că am vorbit la momentul respectiv, dar cu toții îl știm pe Ilie Stan că încearcă așa să fie mai ponderat. Da, dar e și mai impulsiv că cum a reacționat atunci, pentru că știți, n-aveți cum să nu știți când a aflat vestea asta. Nu, a fost chestia cu s-a mirat și a zis, bă, incredibil așa ceva. Ăsta Ioniță, ia uite, bă, joacă la pariu, incredibil așa ceva. Nu mă gândeam să-i rezilim imediat contractul, că eu nu vreau să am de ăștia de a face cu oameni din ăștia. Da, o reacție normală și corectă pe care... Și vreau să-ți mai spun ceva. A spus domnul Dragomir că antrenorul nu poate în două zile să stabilească niște trasee de joc. Nu, echipa națională trebuie să aibă niște trasee de joc. Că sunt în două zile sau în două luni, nu contează. Echipa României trebuie să joace pe un anumit stil și să aibă traseele. Pleacă de aici și se termină aici. Da. Părerea mea, că ai două zile sau o zi, jucătorii care vin, că sunt aceiași jucători care vin la fiecare convocare, cam aceiași, ar trebui să știe ce au de făcut. Ilie Stan selecționat vreodată? De ce nu? Are valențe. De unde e acum? Mai e noman, nu? De ce nu? Ilie a fost la 33 de ani, dacă nu mă înșel, a fost secundul lui Anghel Rădănescu. Adică, de ce nu? Și a putut să frână la cel mai bun. Și sunt un antrenor bun și îi doresc tot bine de lume și să dea Dumnezeu să ajungă. De ce nu te duci tu noman cu el? Am întrebat cu Cluj. Da, nu puteam să plec. Bun. Mulțumesc, domnul Panduru, mulțumesc, drag. Daniel. Cam atât pentru această seară. Din păcate am retrogradat, rămânem cu un joc bun al Naționalei, iar voi puteți rămâne pe prosport.ro pentru lista aceea a FRF-ului în cazul în care îl va demite pe Edi Ordănescu. O găsiți pe ProSport. Seară bună, la revedere! Mozart Bet.